Troienele de pe trotuare au început să facă victime. Odată cu ninsorile abundente de zilele trecute la stația de asistență medicală urgentă din Rezina, au început a veni oameni cu fracturi provocate de căderi. Din cauza mormanelor de zăpadă, oamenii se deplasează anevoios și cu pericol pentru sănătate. În același timp, medicii de la stația de asistență medicală urgentă spun că este foarte dificil să ajungă la domiciliul pacienților care solicită ajutor. Drumurile centrale sunt curățite, iar drumurile de sat sunt încă înțepezite. Chiar ieri a fost solicitare la centrul de sănătate Cenșăuț. Până la centrul de sănătate este posibil ușor de ajunge, însă pacientul trebuia fi luat de la domiciliu, unde urgența a întâmpinat unele dificultăți pentru a ajunge la domiciliu. Pe zi avem una, două solicitări la fracturi, însă comparativ cu numărul de solicitări total față de anul trecut, perioada similară a crescut solicitările. Oamenii spun că încearcă să fie atenți când iese în stradă, dar este imposibil să se protejeze în condițiile în care trebuie să înoate prin zăpadă. Sunt gusti cărările și n-ai unde feri, n-ai unde dacă, el nu scărijite, nu se curățite. Și dă omul să dă la o parte, în altă parte și chic, pe loc drept și sur piciorul, ori mână. Se întâmplă multe toate. După timpul cum este acum, este gheață, este greu de mers, fracturile probabil că se produc la cei care sunt mai în vârstă, asta e. Și de atâta că nu este presurat cu material derapant, asta e. Noi plătim, dar în prejurul caselor noastre, atât pe străzi, e periculos de mers, nu se lucrează. Sunt mai multe pricini. În primul rând, pătimașul trebuie să gândească pentru dâns să apere, să fie mai atent. Și a doua pricină care poate să apară, pentru că autoritățile publice locale trebuie să aibă grijă de înlăturarea tăti neajunsurile care sunt, care poate să apară unde despre vizirea, nesip, să mai presuri pe acolo și atenția, fiecare personală per se. De la începutul lunii februarie până în prezent, la stația de asistență medicală urgentă Rezina au fost înregistrate 19 cazuri de adresări ale cetățenilor care s-au ales cu fracturi în timpul deplasării pe stradă.